Salmul 84 Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor! Împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu bine binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul știrilor. Ascultă rugăciunea mea, ia minte Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Aș vrea în această seară, în minutele care au rămas, să vorbesc despre Valea Plângerii. Valea Plângerii se presupune a fi o vale aridă pe drumul pelerinilor care mergeau la Ierusalim. Un deșert, un pustiu, un loc periculos. În evrește Valea Baca, o vale a lacrimilor, a plângerii, a plânsului. Dacă ar fi să folosim metafora asta cu viața noastră de credință, înțelegem că orice om în viața pe pământ mai devreme sau mai târziu, trece prin valea plângerii. Orice familie a trecut sau trece sau va trece prin valea plângerii. Așa că ar trebui în seara aceasta să ne punem câteva întrebări, pentru că ori am trecut, ori trecem, ori vom trece încă și trebuie să vedem. Care va fi atitudinea noastră atunci când trecem prin valea plângerii? Pentru că lucrurile nu pot rămâne așa. Ceva se va întâmpla. Când treci prin valea plângerii, ceva se schimbă. Atât rămâne de decis. Ce se va schimba? Se va schimba omul care trece prin ea sau se va schimba valia? Aceasta plângerii. Lucrurile nu pot rămâne neutre, nu pot rămâne la fel. Ceva se va schimba. Și văd aici niște oameni care străbat valea plângerii și o prefac. Când străbat aceștia, cine sunt aceștia? Aceștia care transformă valea plângerii într-un loc plin de izvare. Dacă ar fi scris. Când străbat românii valea plângerii, eu aș fi continuat, o fac și mai de plâns decât era. Ca așa ne plângem noi de toate. Suntem campioni la neplânge. Că e mare diferență să plângi și să te plângi. Ne plângem de orice lucru. Mereu avem de plâns ceva. Mereu ne lipsește ceva. Nu ne putem bucura. Nu putem să ne arătăm entuziasmul, bucuria, fericirea. Când străbat aceștia, valea plângerii o transformă într-un loc plin de izvoare. Cine sunt aceștia? Versetele anterioare ne spun cine sunt aceștia. Versetul 6. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. cei care vin la casa Domnului, cei care sunt prezenți în curțile Domnului, când ajung să străbată Valea Plângerii, o vor preface într-un loc plin de izvoare. Credeți lucrul acesta? Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, când aceștia străbat Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. E important, așa de importantă prezența în casa lui Dumnezeu. E așa de important să înțelegi, uitați cum pune psalmistul aici, mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Nu știu dacă noi, din punct de vedere matematic, gândim ce înseamnă asta. O zi în Casa Domnului face mai mult decât o mie în altă parte. Cât ar trebui să câștigi în altă parte ca să ai echivalentul prezenței în Casa lui Dumnezeu? Unei zile în Casa Domnului. Ne dăm seama ce valoare are prezența în Casa lui Dumnezeu, o zi în Casa lui Dumnezeu, cât de mult contează, cât de mult valorează. Când ne merge bine. Poate nu realizăm. Dar când vine Valea Plângerii, sau mai bine zis, când mergem noi prin Valea Plângerii, abia atunci realizăm cât de important este să ai acea relație cu Dumnezeu, acea prezență a lui Dumnezeu, să ai părtășia cu frații, cu biserica, rugăciunea. Cât de importantă este prezența în casa lui Dumnezeu? Cine poate transforma valea plângerii? Cei care vin în casa Domnului. Cei care vin, dar nu vin doar când vine valea plângerii, nu doar când vine plânsul, nu doar când vine necazul, când vine durerea. Și cei care vin potrivit cuvântului lui Dumnezeu, care împlinesc Scriptura, care merg la casa Domnului atunci când Dumnezeu le-a poruncit și evreii știau bine ce li s-a poruncit și de câte ori trebuiau să se suie la casa Domnului. Cei care vin la casa Domnului transformă valea plângerii. Mă rog pentru anul 2020 să înțelegem mai bine importanța și valoarea prezenței în casa lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să pună această dorință noastră, să nu ne trezim prea târziu. Psalmul acesta Scris de fiii lui Core, este un psalm scris în captivitatea babiloniană. Adică, practic, Templul devenise doar o amintire. Slujbele, rugăciunea, lauda, cântările erau doar o amintire. Alt psalm, psalmul 137, reia ideea și spunea: Pe malurile râului Babilonului, ședeam jos și plângeam. Căci acolo ne aduceam aminte. De câteva cântări, și acolo, biruitorii noștri ne cereau veselie, zicând: Cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Acum totul devenise amintire. Templul era dărâmat. De aceea, păsările cerului veneau pe acolo. Nu mai era nimic acolo. Erau doar amintiri, erau doar ruine. Și își dau seama acum acești oameni ce importanță, ce valor, cât face acum o zi în casa Domnului. Când am avut, n-am ținut cont. Ne-am închinat altor Dumnezei. Am avut alte preocupări. Am avut alte priorități. Am avut alte lucruri de făcut. Acum Dumnezeu le-a zis evreilor, nu vreți să-mi slujiți mie, nu vreți să veniți la templu, nicio problemă. Vreți să slujiți Dumnezeilor străini, vă duc în Babilon, Până peste cap veți avea Dumnezei străini. Până peste cap veți avea activități. Că n-aveți pentru casa Domnului. Vă dau activități. Și a săturat Dumnezeu de Dumnezei străini și de temple străine. Dar le-a luat templul pentru o vreme. Și plângeau acum și suspinau și spuneau cât de plăcute sunt locașurile tale. Ce frumos era dar totul era doar de acum la trecut, a fost cândva. Ce fericit e omul care locuiește în casa Domnului, cel care vine la casa Domnului. Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii noi. Cine poate transforma valea plângerii în cei ce vin în casa Domnului, cei ce locuiesc în casa Domnului? Cine poate transforma valea plângerii cei ce îl laudă pe Domnul? Atenție, nu este suficient doar să vii la casa Domnului. Nu-i suficient doar să fii prezent în casa Domnului. Nu-i suficient doar să locuiești în casa Domnului, ci continua psalmistul spunând căci ei tot mai pot să te laude. Pot să te laude. Acum nu știu dacă tu care poți să lauzi, vrei și să o faci. Cei care transformă valea plângerii într-un loc plin de izvoare sunt oamenii care îl laudă pe Domnul. Care nu se plâng de împrejurări, care nu spun este greu, care nu spun este groaznic, care nu spune este imposibil, ci în fața tuturor circunstanțelor vieții și înalță ochii spre cer și îl laudă pe Domnul. Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care este cu noi. Da, voi trece și prin valea umbrei morții, dar nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Trec prin valea plângerii, dar nu mă tem, pentru că Tu ești cu mine. Și e important să îl lauzi pe Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să fii încrezător în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Acești oameni care îl laudă pe Domnul, pot transforma valea plângerii, valea lacrimilor, problemele cu care se confruntă, necazurile prin care treci. Și în mijlocul necazurilor să-l poți lăuda pe Domnul, să-l poți binecuvânta pe Domnul. Dar, în al treilea rând, cei care pot transforma valea plângerii sunt oamenii care au încredere în Dumnezeu. Așa continua psalmistul spunând, ferice de cei ce spun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Oameni încrezători în Dumnezeu. Vă dau exemplu lui Pavel. În mijlocul unei furtuni. 14 zile, două săptămâni. N-au mai văzut soarele, n-au văzut lună, n-au văzut stele, furtună, vânt, vuiet, zgomot, groaznic în jurul lor, oamenii nu mai puteau dormi, nu mai puteau mânca, erau extenuați, epuizați, au ajuns la limita și nu mai aveau nici o șansă, nu mai aveau nici o speranță. Și totuși, acolo am putea spune noi, în Valea Plângerii, Pavel, omul care știe cine a vorbit, știe în cine să se încreadă, are o revelație de la Dumnezeu, îi se arată un înger al lui Dumnezeu și îi spune, nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înainte cezarului. Dumnezeu ți-a dăruit corabia și pe cei care sunt în ea, nu veți muri, veți da peste un ostrăv și Pavel se ridică Frânge pâinea, mulțumește lui Dumnezeu și spune, oameni buni, liniștiți-vă, eu am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi-a spus Dumnezeu. Pavel, dar furtuna, experiența noastră, logica noastră ne spune, vom muri. Diagnosticul spune clar, datele arată precis, statisticile indică, nu mai este nicio șansă. Și Pavel spune, eu nu mă uiți spre astea. Eu mă și am încredere în Dumnezeu. Eu am încredere în cuvântul lui Dumnezeu, că încrederea noastră nu e bazată pe altceva, e bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. E bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, e bazată pe Scriptură. Și noi trebuie să avem acea încredere în Dumnezeu, acea încredere în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Și oamenii care se încred în Dumnezeu, când străbat valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Dar ce înseamnă asta? Ce transformări aduc credincioșii? Cum o transformă? Ce înseamnă? În ce o transformă? Care sunt izvoarele acelea care apar într-un pustiu, într-un loc arid, într-un loc deșert, într-un loc atât de pustiu, în primul rând, credincioșii transformă locul acela arid într-un loc roditor. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvare. În valea plângerii, în valea Baca se numea Baca tocmai pentru că o singură plantă creștea acolo, Baca. Atât. Era atât de arid. Nu era nimic altceva. Nicio altă vietate nu era nicio altă plantă, nimic, nimic nu creștea acolo. Doar planta asta, copacul acesta care rezista în ariditatea solului de acolo și copacul acesta avea așa ca niște picături care se mânau cu lacrimile, de asta interpretarea este valea asta plângerii, copacul acela care pare că plânge, până și copacul acela arid pare că plânge și copacii plâng în valea plângerii. Nimic nu creștea. Zero viață. Nimic nu putea acolo să se dezvolte. Și totuși într-un loc atât de pustiu, într-un loc atât de arid, când ajung acolo cei care merg la casa Domnului, cei care laudă pe Domnul, cei care se încred în Domnul, transformă locul acela Într-un loc roditor, într-un loc plin de viață, într-un loc plin de izvoare. Binecuvântat să fie, Domnul. Și Dumnezeu poate să facă asta. Și tu poți să faci asta. Dumnezeu, prin credincioșii săi, când străbat aceștia valea plângerii, prefac într-un loc plin de izvoare, dintr-un loc trist, credincioșii pot preface într-un loc vesel. Întristarea o schimbă în bucurie. Ariditatea aceea, deșertul acela, era un loc sumbru al tristeții. Un pustiu unde nu exista culoare. Nu știu dacă ați trecut așa prin pustiu, am văzut multe deșerturi în lumea asta și când lipsește culoarea Că n-ai nimic verde, n-ai nimic colorat, totul este așa de sumbru, totul este griu. Și oamenii aceștia, când ajung în valea plângerii, transformă tristețea în bucurie, în tristarea în veselie. Asta fac copiii lui Dumnezeu. Dar asta o fac cei care vin la casa Domnului, cei care îl laudă pe Dumnezeu, cei care se încred în Dumnezeu. Ei pot aduce aceste schimbări, aceste transformări. Și apoi ce mai pot să facă ei, un loc periculos într-un loc sigur. Mai ales în Statele Unite, am mai circulat prin deșerturi de felul acesta și sunt drumuri foarte cunoscute pentru asta. Drumuri pe care mergi sute de kilometri fără să ai nicio casă, fără să ai niciun peco. Și îi spun, dacă pornești la un astfel de drum, asigură-te că ai benzină, că ai apă, că ai mâncare, că ai tot ce se poate întâmpla pe drum. În Australia, la fel, același lucru găsești. Drumuri sute de kilometri fără să ai nimic. Astfel de drumuri sunt periculoase, nesigure. Și totuși, credinciosul care trece printr-o astfel de vale a plângerii, unde nimic nu-i sigur, unde orice se poate întâmpla, unde, asta înseamnă pustiu, nu mai este nimeni acolo. Nu te mai poți întâlni cu nimeni, nu te poate ajuta nimeni. Locul acela totuși să devină un loc sigur. În cultura evrească, izvorul era un centru vital al comunității. Pentru noi acum nu contează. Noi când ne mutăm undeva, când mergem undeva, spunem doar dacă este de muncă, eventual noi creștinii ne întrebăm dacă este vreo biserică. Ei când căutau un loc unde să-și facă o casă, căutau mai întâi și mai întâi un izvor, să aibă o sursă de apă. Când găseau un izvor, în jurul acelui izvor se putea crea o comunitate mai multe familii și mai multe familii, dar centrul era izvorul. Dacă aveai izvor, puteai să trăiești. Fără izvor nu făceai absolut nimic. Credincioșii aceștia, într-un loc arid, într-un loc în care nu erau izvare, prezența lor făcea ca locul acela arid să fie un loc plin de izvare. transformări, schimbări. Am spune noi și eu pot să o spun astăzi, minuni pentru că asta este ceea ce face Dumnezeu, poate face minuni. Într-un loc arid să apară izvoare, nu un izvor, ci izvoare. Minunea de care vorbea Domnul Isus când a venit ziua cea mare a praznicului, ziua cea din urma praznicului Isus a stătut în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Un om însetat, un om într-un pustiu, un om care are nevoie de apă, un om disperat după apă. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Amin. Observați, un om care nu are, are el nevoie, am nevoie, eu mi-e sete, Setea înseamnă că am nevoie de apă, organismul meu are nevoie de apă, și merg și beau Duhul Sfânt. Zicea lucrurile acesta despre Duhul Sfânt care avea să fie dat, nu fusese dat, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit, dar era vorba despre Duhul Sfânt. Și din inima aceea însetată, atunci când te adăpt din izvorul acesta al Domnului Iisus Hristos, al Duhului Sfânt, din inima ta curg grâuri de apă vie. Tu n-ai avut pentru tine, și atunci când bei din izvorul curat și limpede al Duhului Sfânt, din inima ta curg greuri de apă vie și pentru alții. Aceasta cred că este explicația pentru cei care trec prin valea plângerii. Noi care am venit în Italia, am experimentat poate situația aceasta, mai ales cei care am venit printre primii anii 91-92, cel mai greu lucru mi-a fost la început, prima perioadă, primele șase luni, era faptul că nu aveam biserică. Vedeam altfel lucrurile. Nu puteam rezista prea mult și dintr-un loc pustiu Dumnezeu a ridicat și astăzi sunt atâtea și atâtea izvoare și dăm slavă lui Dumnezeu. Și vrem ca prezența noastră oriunde am fi în lumea asta să fie transformată zona în care locuim într-o zonă în care să fie izvare. Un cerc de rugăciune, un loc de întâlnire în care oamenii se întâlnesc, laudă pe Dumnezeu, un loc în care se studiază Biblia, să fie locul acela care altădată era pustiu, unde nu era prezența lui Dumnezeu, unde nu era prezent Duhul Sfânt, să fie un loc plin de izvare. Cartierul unde ești, satul unde ești, zona în care ești, să fie transformată, să apară acolo izvoarele. Să știu oamenii, este acolo un loc. De atâte ori mă sună persoane, au numărul destul de ușor de găsit pe internet și mă sună, știți vreo biserică acolo sau acolo sau acolo, aproape săptămânal primesc astfel de telefoane. Se caută izvoare. Și Dumnezeu ne-a așezat pe noi în Italia, și cei care au dorința aceasta, care îl caută pe Domnul la casa Domnului, cei care îl laudă pe Domnul, cei care se încred în Domnul, vor transforma valea asta plângerii, valea asta aridă în locuri pline de izvoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar aș vrea încheiere să ne gândim puțin la aspectul acesta al vieții noastre de credință personale și anume la necazuri la situațiile negative din viața noastră. Noi ne confruntăm cu necazuri, cu boli, cu lipsuri, cu tot felul de probleme. Ce putem schimba noi? Dacă ai o boală, ce pot să schimbi tu? Pot să schimb situația sau pot să schimbi atitudinea? Să schimbi situația e mai greu, adică să te vindeci e mai greu, dar atitudinea asta poți să o schimbi când vrei tu. Adică, valea plângerii nu o poți schimba să nu mai fie valea plângerii dintr-o dată. Dar atitudinea ta, să îl cauți pe Dumnezeu în casa lui, să-l lauzi pe Domnul, să ai încredere în Domnul, va schimba atitudinea, schimbă situația și nu situația schimbă atitudinea. Adică, dacă cineva are o boală, spune, dacă Dumnezeu mă vindecă, voi fi mai bucuros. Dacă Dumnezeu mă vindecă, voi veni la casa Domnului. Dacă Dumnezeu îmi dă ceva, eu voi dărui. Dacă Dumnezeu îmi va face, atunci și eu voi schimba atitudinea mea. Dacă Dumnezeu îmi ascultă rugăciunea, mă voi pocăi și așa mai departe. Și noi așteptăm să se schimbe situația, ca în urma schimbării situației să se schimbe atitudinea noastră. Ori principiul acestui psalm este total invers. Schimba atitudinea ta și schimbarea ta de atitudine va comporta în mod implicit și schimbarea situației. Amin. Hai să vă dau un caz biblic. Merge Ana la casa Domnului. La ea ariditatea înseamnă altceva, sterilitate. Este stearpă, nu are copii. Asta este situația ei, asta este valea plângerii ei și plânge mereu pe Nina un țeapă și se întâmplă, an de an merge la templu, an de an plânge, an de an pe Nina un țeapă și e parcă din ce în ce mai greu. Și Ana parcă așteaptă să se schimbe ceva, dar înainte să se schimbe ceva, Ana înțelege acest adevăr. Mai întâi de a se schimba situația, trebuie să-mi schimb eu atitudinea. Schimb eu atitudinea. Eu nu pot să o schimb pe Penina să mă înțepe. Eu nu pot să schimb situația că nu pot avea copii. Eu nu pot schimba circunstanțele vieții. Singurul lucru pe care îl pot schimba, singurul lucru care este în controlul meu, este atitudinea mea. Și atunci Ana spune, Doamne, nu pot să fac altceva, nu pot schimba. Eu n-am controlul decât asupra atitudinii mele, de aceea decid să preiau controlul să schimb atitudinea mea. Și schimbat atitudinea. S-a dus în casa Domnului, s-a rugat, l-a lăudat pe Dumnezeu, a făcut, a făcut o făgăduință Domnului, s-a încrezut în Domnul și și-a schimbat atitudinea. Acum, după ce s-a rugat, situația nu s-a schimbat, ea n-a avut copii, nu s-a întâmplat absolut nimic în circunstanțe. Când s-a întors la masă, Penina iarăși o începa, Nu s-a schimbat situația. Însă s-a schimbat atitudinea Anii. Fața ei n-a mai fost aceeași. S-a citit aici, privește fața unsului tău, privește fața. Dumnezeu se uite la fața ta. Nu s-a schimbat situația, s-a schimbat atitudinea. Penina o înțepa mai tare, parcă mai tare de acum Penina o înțepa și Ana a spus, fii liniștită, mi-a schimbat atitudinea. Nu mai plâng am devenit imun, m-am vaccinat împotriva invidiei tale, răutății tale și asupra vorbelor tale, vorbește cât vrei, râzi cât vrei, fă ce vrei. Eu am decis altceva, să mă bucur în Domnul. mi a schimbat atitudinea. Vreau să-L laud pe Domnul, vreau să vin la casa Domnului, vreau să mă încred în Domnul. Și a schimbat atitudinea. Și când atitudinea asta a fost pusă la încercare, când Ana și-a schimbat atitudinea, încet, încet s-a schimbat și situația peste un an, a venit cu copilul la templu și am împlinit juruința și Dumnezeu a făcut-o una din marile femei ale Scripturii, ale Bibliei. Femei de la care putem învăța și noi ce înseamnă să te încrezi în Domnul, să lauzi pe Domnul, să vii la casa Domnului, să alegi să te bucuri, pentru că asta este atitudinea ta. Pentru că atunci când vorbim de binecuvântare, spunea, continua versetul, ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Nu oameni care se plâng, nu oameni care mereu au ceva rău de spus, ci oameni care acoperă totul cu binecuvântări. Tot ce se întâmplă acoperă cu binecuvântări. Binecuvântează-L pe Dumnezeu. Binecuvântează pe cei din jurul tău. Schimbă-ți atitudinea. Pentru că nu situații, nu aștepta ca situațiile vieții să-ți schimbe atitudinea. Nu te aștepta să ți se mărească salarul pentru a te bucura. Bucură-te înainte să-ți crească salarul. Nu aștepta să te vindeci ca să te bucuri. Bucură-te și chiar dacă nu vei fi sănătos. Nu aștepta să se schimbe circumstanțele negative ale vieții tale. schimbă atitudinea. Când îți schimbi atitudinea, Dumnezeu poate face minunea să schimbe și circumstanțele vieții. Dar ce e important? Întotdeauna schimbă-ți atitudinea. Ia ce atitudine de binecuvântare, de bucurie de laudă la adresa lui Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, schimbă-ți atitudinea. Vino în casa lui Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, El poate schimba totul, slăviți să fie în numele Lui. Ce ai vrea să schimbi? Ce ar trebui să se schimbe în viața ta ca să fii bucuros? Întreba Dumnezeu, ce puteam eu să mai fac viei mele? Ce se putea face și eu n-am făcut? Uite, am făcut atâtea, i-am dat, mă așteptam la bucurie, mă așteptam la mulțumire, mă așteptam la laudă, mă așteptam că vine mai des la biserică. Nimic, parcă mai rău. Voi cânta prea meu cântare viei prea meu. Când Dumnezeu a văzut atitudinea asta, a spus, iată ce voi face viei mele, o voi smulge cu totul, o voi duce departe. Nu aștepta să se schimbe circumstanțele negative ale vieții, ci schimbă-ți tu atitudinea față de circumstanțele vieții. Închei cu exemplul lui David, foarte, foarte cunoscut. Goliat în Valea Terebinților, circumstanță negativă, groaznică pentru ei, o sfidare din partea lui Goliat, nu ne batem ca armată, căutăm doar un om. Și în fața lui Goliat, toți fugeau, toți o luau la fugă și nu interesa pe nimeni nimic. S-au gândit evreii, poate s-au rugat, 40 de zile s-a întâmplat treaba asta, 40 de zile și poate evreii se rugau și Saul se rugat, Doamne, schimbă circumstanțele fă să se schimbe ceva la Goliat, lucrează la inima lui Goliat. Nu, noi, noi cam așa zic, lucrează la inima patronului, lucrează la inima soțului, la inima soției, la inima părinților, lucrează, Doamne, la inima celorlalți, oprește-te. Lucrează tu la inima ta. Și vine David acolo și o spune, dar problema nu e la Goliat. Problema nu e la circumstanțele negative ale vieții. Nu acolo e cheia. Cheia este la noi. David, cu la unui copil, a spus, cheia e la mine. Tu copil, dar tu n-ai experiență. Cheia e la mine. E simplu. Cum e? Eu am experiențe cu Dumnezeu. Eu laud pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a ascultat întotdeauna, Dumnezeu m-a izbăvit, eu am încredere că Dumnezeu îl va da în mâinile mele pe acest neteat împrejur. Omul acesta s-a pus rău cu Dumnezeu, omul acesta o va sfârși groaznic pentru că s-a atins de numele lui Dumnezeu. Și observați, David nu așteaptă să se schimbe circumstanțele. Evreii ceilalți așteptau să se schimbe ceva. Poate mâine Goliat va dormi mai mult, poate ne va lăsa în pace cel puțin, poate se va plictisi de noi și va pleca. Nu știu care soluție așteptau ei. Însă David n-a așteptat să se schimbe circumstanțele. Ce a schimbat atitudinea lui las totul, las celelalte, dau merindele, mă ocup acum de altceva, schimb eu atitudinea, merg să lupt. Vreau să schimb atitudinea mea, vreau eu să lupt, vreau eu să înfrunt problemele, vreau eu să merg, vreau eu să laud pe Dumnezeu, vreau eu să mă încred în Domnul și Dumnezeu dă biruința slăvit să fie în numele Lui. De aceea vrem să ne ridicăm înaintea Domnului și vrem să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm atitudinea. Înainte să se schimbe situația, înainte să se schimbe circumstanțele negative, nefavorabile ale vieții, eu cred că e cazul să ne schimbăm noi atitudinea față de circumstanțe. Alegem să mergem în Casa Domnului, să locuim în Casa Domnului, adică să facem din Casa Domnului un loc unde sufletul nostru își găsește plăcerea, nu să vizităm Casa Domnului ci să locuim în casa Domnului, adică să facem parte din familia Domnului. Alegem să lăudăm pe Dumnezeu, să spunem El este mare, nu eu, nu puterea mea, nu înțelepciunea mea, ci puterea Lui. Amin. Și alegem să ne încredem în Dumnezeu, să ne punem toată încrederea în Domnul, că de la Domnul vine izbăvirea. Amin. Cu toții ne rugăm Domnul.